Bună ziua și bine ați revenit! Nu ne oprim doar la partea exterioară a Mangaliei și descoperim Muzeul de Arheologie din Mangalia, unde regăsim povești, istorii și obiecte folosite de strămoșii noștri. Plecăm de la secolul 6 înainte de Hristos și mergem până în zilele noastre. Muzeul este deosebit și merită petrecut cât mai mult timp aici. Enjoy! Iată că am ajuns la Muzeul de Arheologie Calatis Mangalia, unde avem onoarea și plăcerea să vorbim cu doamna și acum vă rugăm să vă prezentați. Muzeograf Liliana Bădin. Sunt din Mangalia, aveți norocul, eu chiar m-am născut aici. Mangalia s-a construit aproape sub ochii mei. Din fericire am apucat să lucrez de ceva vreme în muzeu și am fost martora unor descoperiri și a unor noi informații care au fost alăturate celor vechi de-a lungul acelor 23 de ani de când sunt și eu în muzeu. O să vi le prezint pe mare parte din ele. La unele am participat. Pentru noi a fost o mare surpriză să descoperim ceea ce am descoperit. Dar în același timp am să vă anunț că în momentul de față colecția muzeului nostru se ridică la peste 4200 de piese. Deci destul de mult pentru o perioadă de 20 și ceva de ani, de când să zicem că acest colectiv al muzeului nostru e mai închegat, legile sunt puțin mai închegate și atunci noi ceea ce descoperim alăturăm informațiilor pe care le știam deja despre Calatis și la care au participat cercetători de la Academia Română sau de la Muzeul din Constanța, pentru că noi odată am fost și secție. Dar haideți să vedem istoria orașului Calatis și istoria Dobrogei, da, în același timp. Acestea sunt principalele locații din perioada Dobrogei Romane. Ce este interesant că și astăzi mai avem ca și ruine Halmiris, Adam Clisi, Murighiol, nu în ultimul rând Noviodunum Isaccea, unul dintre cele mai importante castre romane, apoi Carsium la Hârșova, Capidava, unde a fost restaurată și arată foarte bine în momentul de față, nu în ultimul rând Adam Clisi, iar celelalte locații de pe mijlocul Dobrogei, din nefericire, cele care poartă denumirea de Vicus, adică cele de aici? Sunt, da, din nefericire sunt doar localizate, pentru că în urma invaziilor avare slave de la sfârșitul secolului 6, începutul secolului 7, au dus la distrugerea aproape totală a locațiilor unde erau Dobrogea, unde erau comunități de oameni în Dobrogea și, din păcate, acestea sunt doar semnalate pe hartă, dar ele nu mai există. Okay. Din nefericire și forma de relief pe care o vedeți la a Dobrogei, mă refer la cea de la malul mării, nu mai este ca în antichitate, deoarece au avut loc două rupturi de mal în secolul 4. Histia pierde portul din partea aceasta, fiind, da, sub mare, este inundat și ceea ce vedem astăzi la, ca și ruina la Histria, sunt cele ridicate de Imperiul Roman și nu cele grecești. Apoi e o foarte mică parte din ruine la Tomis și, din păcate, și la Calatis același lucru, o foarte, Tomis, foarte mică parte din cetatea Calatis. O să o vedem împreună astăzi, okay, și o să vedeți cât de interesant este sistemul acesta de construcție a cetăților grecești și, în ultimul rând, felul în care a fost ales locul de fondare. Cetatea Calatis este singura fondată la porunca oraculară. Este vorba de oracolul din Delphi. Se credea că Hercule ar fi trecut prima dată pe aici și el ar fi dat ordin ca cetatea să fie construită aici. În realitate, contactele dintre populația getică care era aici și acești comercianți greci care deja văzuseră tot acest litoral al Mării Negre, știau despre ce este vorba, aveau deja schimburi comerciale cu geții care locuiau în zonă și în felul acesta au știut foarte bine unde vin și colonizează. După aproape 200 de ani de la fondare, cetatea Calatis ajunge la primul prag de dezvoltare economică deosebită și are prima monedă, o să o și vedem împreună, o avem în spatele muzeului, prima monedă cu chipul zeului Hercule și cu atributele sale principale.
Din nefericire, cunoaște și două mari cuceriri. Una din partea grecilor macedoneni, care îl aveau în frunte pe Filip al II-lea și fiul său, Alexandru cel Mare, și a doua oară din partea romană, romanii care vin și cuceresc această zonă și o transformă, o integrează în Imperiul Roman și în felul acesta, pe toată zona Dunării, inclusiv în partea aceasta, apar aceste castre romane. Da, deci pe toată partea aceea apar castrele romane care cumva au la bază vechi așezări getice, de exemplu Capi Dava, da? Deci Dava este, ei nu au schimbat numele, dar este o davă, deci cumva întemeiată de acești geți. Același lucru se întâmplă și la Argamu, tot pe o veche așezare getică este și sunt și ruinele de la Argamu. Din fericire pentru cetatea noastră, chiar dacă orașul este cucerit atât de grecii macedoneni cât și de cei romani, orașul mai atinge încă două niveluri de dezvoltare economică, inclusiv în secolul 6 după Hristos, în perioada creștină, în perioada de înflorire a Bizanțului, în care cetatea Calatis iarăși ajunge la un nivel economic destul de ridicat. Din nefericire, sosește și secolul 7 și un trip de avar și slab pătrund prin nordul Dobrogei de astăzi și tot ceea ce vedeți cu denumire de Vicus și toate cetățile, toată această parte, din nefericire, este distrusă, iar cetatea Calatis și cele trei cetăți grecești, pur și simplu populația se retrage către Bizanț și abia către secolul 10 sau 13 apar primele informații de locuire a acestor zone. Dar mici, nu mai este antichitatea de altă dată, nu mai sunt cetățile înfloritoare de altă dată, iar orașul Calatis este amintit pe una din hărțile pe care se pare că le-au făcut marinarii genovezi, hartă care astăzi se află la o bibliotecă din Paris, cu denumirea de Pangalia, iar pe altele de Panguala. Dar pentru că Imperiul Otoman reușește și cucerește această zonă a României, coloniștii, noi coloniști, întemeiază noi localități care astăzi le vedem foarte bine sub denumirea de Medgidia, Babadag, Tekirgiol, iar în cazul Mangaliei aceasta apare cu denumirea de la Pangalia, cu denumirea de Mangalia. Dar vicusurile de pe centrul Dobrogei, din păcate, nu se mai reclădesc. Deci toată această zonă este în momentul de față plină de sate și de comune care au acoperit aproape în întregime orice dovadă, orice a existenței, orice urmă. Știm cu siguranță, pentru că s-au făcut cercetări arheologice destul de timpuriu, grație lui Vasile Pârvan, care încă de timpuriu vine în Dobrogea și el este primul care descoperă și inițiază săpăturile la Histria, la Tomis, mai târziu la Calatis și nu în ultimul rând la Carsium, Capidava și Noviu Dunum, ceea ce este foarte important, pentru că în momentul acesta el este primul care aduce informații despre faptul că Dobrogea este plină de dovezi arheologice. Din fericire, și următorii cercetători care s-au alăturat lui Vasile Pârvan și cei care au venit după Vasile Pârvan au avut această șansă de a săpa și de a scoate la lumină mult mai multe, să zicem, dovezi ale existenței pe teritoriul Dobrogei a unor comunități și chiar forma de organizare, modul în care trăiau și, în ultimul rând, tradițiile și obiceiurile de înmormântare. Pentru Calatis, noi avem o situație puțin mai specială, deoarece în momentul în care vom ajunge la ruine, am să vă arăt niște lucruri foarte interesante pe care nu o să le găsiți în altă parte. O să vedem un sit în cadrul hotelului Belvedere, care este de asemenea deosebit de bine păstrat și în același timp o să vă arăt și o inscripție care ne arată câteva, ne adă câteva informații despre Calatis foarte utile. Și nu în ultimul rând, o să vedem că orașul Calatis este singurul pe care Imperiul Roman nu îl modifică. Deci ei reconstruiesc pe vechile ziduri, pentru că după atacurile din secolul II după Hristos, cetatea necesită o refacere și atunci se ridică aceste ziduri.
Acum, în ceea ce privește obiectele pe care le avem în muzeu, cele mai timpurii, cam după anul 1915, ele au fost adunate în cadrul primăriei, iar la vremea respectivă, nefiind legi care să protejeze aceste obiecte extraordinar de importante pentru fiecare cetate greacă în care s-au făcut săpături, obiectele au rămas undeva uitate, ba în primării, ba undeva în locații mai puțin propice pentru a nu se distruge. Din fericire însă, în ceea ce privește muzeul nostru, după anul 1989 s-a amenajat mai bine această clădire, iar noi am putut pune în valoare principalele obiecte care ne vorbesc despre trecutul antic. Ce este, să zicem așa, bine și surprinzător este că, deși o parte din ele, cu regret, menționăm că ele s-au pierdut pentru că populația care la un moment dat asista la construirea orașului, uneori mai dispăreau tot felul de pietre care lui se păreau frumoase, da, arhitectonice, unele chiar au luat drumul străinătății din nefericire. Dar începând cu acel moment, cel puțin colectivul din care fac și eu parte în momentul de față a reușit și reușește să păstreze aceste artefacte cu mai multă grijă și să le ofere o conservare atât cât se poate oferi. Ce este interesant este că orașul este cu descărcare arheologică și de-a lungul timpului toate, da, absolut toate construcțiile care s-au ridicat în Mangalia a fost nevoie și de prezența unui arheolog și în felul acesta au apărut, să zicem așa, informații noi pe care noi le-am alăturat celor vechi pe care le știam, iar pe unele chiar le-am schimbat. În ceea ce privește orașul Calatis, doar 2% din cetate s-a descoperit până acum, restul este acoperit de construcții moderne și din nefericire nu putem dărâma orașul antic, dar asta nu este vina doar a comuniștilor, niciun regim care s-a succedat la putere și au fost și monarhi, nu au înțeles că a lăsat această parte liberă, se putea face un sit extraordinar de frumos, noi am fi putut altfel face cercetări pe locul acela, mă refer la generația noastră de acum și nu în ultimul rând ne-ar fi oferit informații mai complexe. De ce? Deoarece există informația că orașul a fost fondat când în Macedonia era rege Amyntas. Din păcate, nu este amintit dacă este vorba de Amyntas I sau Amyntas al III-lea, de aceea unii cercetători tind să creadă că, de fapt, orașul ar fi fost întemeiat în secolul IV înainte de Hristos și cumva este adevărat, deoarece noi până în prezent nu am descoperit niciun obiect mai vechi de secolul IV înainte de Hristos. Dar în același timp avem și o circunstanță atenuantă, ca să zic așa, construcțiile haotice care s-au făcut deasupra cetăților și faptul că nu avem suprafețe mari de cercetare, cel puțin în dreptul muzeului și spre partea dinspre stadion, ne împiedică să spunem cu certitudine că așa este. Avem însă informația sigură că cetatea este întemeiată la porunca oraculară. Ori acest lucru este în general numai secolului 6, cel puțin din câte știm noi, de fondare a cetăților după la poruncă Hristos. Da, înainte de Hristos. Da, înainte. Deci eu vorbesc acum strict de înainte de Hristos. Principalul motiv pentru care grecii au venit aici a fost terenul arabil și, în ultimul rând, poziționarea foarte bună a reliefului în care ei au putut să amenajeze portul și de acolo au ridicat cetatea. Se pare că grecii au folosit și la Calatis acest sistem de împărțire a terenului în mod egal și atunci s-au adosat și alte populații, alte triburi, cine știe din ce motive, pentru că găsim obiceiuri de mormântare diferite de cele grecești. Grecii, în general, folosesc înhumarea, dar găsim obiceiuri de incinerație în care avem, de exemplu, reprezentarea zeului Baal. Deci zeul Baal nu este un zeu grec în niciun caz. Și o să începem cu cele mai timpurii descoperiri. Aceasta este un pitos, un vas care a fost folosit la reînmormântare.
Un coleg al nostru, domnul Robert Constantin, a făcut această reconstituire. Cum a fost găsit acest piutos? Cu două cranii, câteva oase, cu două vase de alabastru. Alabastru este un praf de faianță folosit pentru uleiurile aromate. Obiectul cu capac se numește pixidă și pixida este un vas pentru pudră, iar aceea este o oglindă din bronz. După realizarea formei oglinzii, se dădea un luciu foarte puternic și în felul acesta era folosită oglinda, așa cum știm noi astăzi. Dar care este procesul de reînmormântare? Probabil că teritoriul Calatisului, fiind restrâns, pentru că el în prima fază de construcție a avut 100 de hectare, deci se întinde de undeva de la Costinești și se termină undeva în regiunea Negru-Vodă, deci destul de mult, dar pentru că nu au putut ține sub control un teritoriu atât de mare, în secolul IV se restrânge la teritoriul actual al Mangaliei, relativ. Inevitabil că și mormântările se făceau tot atât de restrâns, pentru că dacă în celelalte, de exemplu la Histria, găsim lucrurile total diferite, la Mangalia toate aceste mormântări sunt cumva mai îngrămădite. Și probabil că locul pe care l-a folosit familia respectivă a fost și pentru următoarea generație. Și atunci au folosit un astfel de vas în care, din respect, au pus obiectele care îi caracterizau și că noi așa știm dacă sunt mărgele sau brățări și eu știu lucruri care indică clar că este vorba de o femeie, plus că de atâția ani vă dați seama că fiecare arheolog își dă seama după forma oaselor al bazinului dacă este bărbat sau femeie. Deci aici avem un astfel de obiect datat destul de timpuriu. Unul din obiectele de lux care apar la Calatis pe cale comercială sunt aceste cantarosuri. Cantarosul este un vas pentru vin sau pentru apă. În interiorul acestor vase, grecii puneau vin, dar nu așa în stare lichidă, cum o știți dumneavoastră. Este vorba de un vin făcut ca o marmeladă. Se făcea din struguri stafidiți toamna foarte târziu. Rezulta o pastă ca o marmeladă și din acea marmeladă puneau în astfel de obiecte amestecate cu apă. Există o legendă în care marinarii greci amestecau chiar cu apă de mare și îi spuneau și apa arzătoare a mării. Printre localitățile care cetatea Calatis a avut cele mai lungi relații comerciale este Tanagra. Tanagra este renumită pentru tipurile acestea de statuete. Sunt reprezentări de femei care dansează. După tipul acesta de statuete, noi avem în fiecare vară avem o activitate care se numește vestimentația în Grecia antică. După ce am cercetat mai bine astfel de statuete, ne-am gândit că este cazul să facem și o reconstituire a ceea ce înseamnă vestimentația. Și am ajuns la concluzia că nu erau cusute. Cel puțin până în secolul IV înainte de Hristos, vestimentația nu era cusută. Se folosea pur și simplu o bucată de material care era înfășurată și legată în jurul trupului în așa fel încât să arate ca o vestimentație, iar eu am să vă arăt o fotografie a unei doamne care a vrut să fie mireasă. Și atunci am îmbrăcat-o ca pe o grecoaică și chiar a fost un succes. Printre alte vase de lux mai avem fiala, farfuria pentru pește. Iar aici avem vase de lux pictate, gutusul sau picurătorul, suzeta pentru copii sau picurătorul cu care unele opaițe în care se puneau, da, cel cu cioc. Iar obiectele cu gâtul mai înalt sunt folosite pentru uleiuri aromatice, tot ca inventar funerar, care se puneau undeva lângă umărul defunctului. Noi avem foarte multe astfel de obiecte, ca drept dovadă că acest obicei s-a menținut și în perioada romană, doar că vasele în perioada romană nu mai sunt atât de frumos pictate, se trece la o producție de serie ceva mai mare și aceste vase rămân la faza de ceva simplu, doar pasta cărămizie, pe când aici, după cum vedeți, unele dintre ele sunt atât de bine fățuite încât au aspect metalic.
Vă spuneam că la Calatis s-au mai adosat și populații care probabil erau de alte neamuri. Noi avem o urnă de incinerație de tip Hadra, este egipteană, iar aici îl avem reprezentat pe zeul Baal. Obiectul din fier se numește strigilul și strigilul este folosit pentru curățatul pielii. Ce înseamnă asta? După, știu eu, o activitate mai cu efort, grecii își ungeau trupul cu ulei de măsline, apoi cu cenușă sau cu nisip își frecau foarte bine pielea, iar cu acest instrument îndepărtau părțile murdare de pe corp. Se pare că este un... Nu, ulterior romanii au perfecționat, dacă pot să zic așa, acest sistem și au apărut uleiurile aromate și chiar au apărut aceste stiluri de masaj pe care le-au folosit în perioada romană, unde aveau deja băi și erau folosite apă caldă, deja lucrurile se schimbă. Romanii, când au făcut vinul, deja era lichid, au început să diversifice soiurile și oricum lumea deja era mai evoluată. Descoperire 2003, deci este destul de recentă, ca să zic așa, undeva peste drum de muzeu a fost înălțat un hotel, iar în săpătura de fundație a fost descoperită această urnă de incinerație, exact așa cum o vedeți, cu farfuria deasupra, cu oglindă, cu capacul unei pixide și cu o paiță. Opaițul, de asemenea, este un obiect care apare chiar și în perioada creștină în morminte, considerându-se că defunctul are nevoie de lumină pentru călătoria în lumea de apoi, de ulei de măsline pentru că trebuia să fie curat la judecată și, nu în ultimul rând, de un bănuț care se punea în mână sau în gura defunctului pentru a plăti luntrașului călătoria în lumea de apoi. Rămânem tot în lumea greacă, dar săpăturile sunt recente. Și să ajungem și la descoperirile din anul 2019-2022, la aproape 30 de kilometri de Mangalia, la Lazu. Am fost martorii descoperirii una dintre cele mai mari necropole de epocă elenistică. Din păcate, săpăturile în zona de locuire nu au început, dar cu siguranță sunt convinsă că cei care vor decoperta vor fi martorii unor lucruri extraordinar de frumoase, pentru că este și zonă deschisă și se poate lucra acolo destul de mult, adică nu îi împiedică ceva, clădire sau zid sau știu eu altceva. Așa că, exact așa cum se vede în aceste fotografii, au fost în număr de 300 și vreo 80 și ceva de morminte, printre care am avut înmormântări cu amforă în picioare și cu vârfuri de săgeată, cu lespede la cap, da? O lespede care nu era absolut nimic scris pe ea, dar era în dreptul capului, iar la un bărbat am descoperit lespeda lângă el și cu o urmă roșie. Nu am știut deocamdată cum să o interpretăm. Un coleg de-al nostru spune că așa își marcau locul unde erau înmormântați, dar dacă nu se vedea de deasupra, nu știu cum, pentru ce, da, da, deci nu știu de ce rost avea. Cert este că pentru noi au fost surprize foarte mari, forma mormântului, forma gropii, faptul că în locuri în care ne așteptau să facem descoperiri mari, hoții au, de atunci au atât de bine au lucrat că n-au clintit pietrele de deasupra și efectiv nici oasele nu le-am găsit. Deci după ce am dat la o parte zidul de pietre, nici măcar oasele nu le-am găsit. Dar a fost interesant, la acest șantier arheologic au participat aproape tot colectivul muzeului nostru și unul din colegii noștri a descoperit această urnă de incinerație acoperită cu această piatră și cu iar cu reprezentarea zeului Baal. Iar eu cu colegul meu am găsit un mormânt de incinerație și ce a fost surprinzător a fost că l-am găsit cu chirpic deasupra, chirpic ce erau puși vertical, făcuți ca niște casete.
Zona de incinerație era undeva în dreptul capului, iar partea de arsură era atât de mare încât aproape se făcuse ca o cărămidă peretele mormântului. Iar mormântul a fost, parcă erau puse pe etaje, stratificat inventarul. Primul strat am găsit ceramică, apoi câteva obiecte de bronz, ca la final să găsim o sabie și un topor arse, foarte topite, dar le-am găsit și e destul de măricică groapa. Dar de ce această mormântare în casete cu chirpic deasupra? Deci chirpicii erau puși verticală, pe orizontală, cu o altă zonă a picioarelor. Nici într-un caz, ca și când ar fi fost departajat ca o locuință. Deci, efectiv, închipuiți-vă un apartament care, ca un plan de apartament în care are despărțiturile. Pur și simplu așa era. Și o altă zonă în care ne apar câteva fragmente de ceramică elenistică. Aici cred că trebuie foarte mult timp să ne consultăm cu mai mulți specialiști, să vedem cam ce părere au, pentru că eu cel puțin am întrebat și pe colegii mei, până acum un astfel de tip de mormânt nu a mai fost găsit. Să mergem la epoca romană. Romanii trec la producția de serie, la Calatis inevitabil, dacă au venit și cu militari romani, era clar că apăreau și ateliere de ceramică și aceste atelierele de ceramică au realizat un astfel de tip de obiecte care sunt reprezentări de cupe sau castroane. În epoca romană avem ca obiecte de lux terra sigillata, terra stampata, iar pentru epoca romană avem acele melenistic, avem acele picturi pe care romanii nu le-au mai folosit. Din obiectele deosebite din epoca romană pe care le-am găsit la Calatis sunt aceste jucării. Dacă este clătinată înăuntru, are o pietricică și face un zgomot. Și unul din obiectele noastre, după părerea mea, unul dintre cele mai frumoase obiecte din ceramică este această situlă, folosită în general la sărbătorile dionisiace. De desubt se pune un opaiț și efectul de lumină pe seară este extraordinar de frumos. Care se reflectă în încăpere. Da. Având în vedere că la Calatis avem o stratificare socială și că o parte din populația de la Calatis se pare că are un nivel ridicat de trai, unii n-au mai pus în pământ acel obiect micuț de opaiț pe care să-l folosească. Nu, și-au pus un lampadar. Aici avem picioarele lampadarului în formă de leu și aceea este tija. Închipuiți-vă cât de bine s-a păstrat chiar după 2000 de ani, aproape 2000 de ani are acest lampadar, da? Iar aici avem o pateră. Patera este un vas de bronz. Închipuiți-vă ce meșteri făceau astfel de obiecte. Probabil că erau turnate în tipar, dar chiar și așa trebuia să fii foarte iscusit să realizezi un vas cu toate detaliile unui chip, că era al unui animal sau că era al unui om, dar închipuiți-vă ce însemna să faci un astfel de obiect din bronz, având în vedere că la vremea respectivă tehnologia nu era una dintre cele mai desăvârșite. Vă spuneam că o parte din cei care au trăit la Calatis și nu numai în lumea greacă se practica și incinerația. Aceasta este o hidrie, de fapt, adică un vas pentru apă, dar a fost folosită ulterior ca urnă de incinerație. Aceasta este pasta originală care se dădea deasupra. Vasele toate sunt originale. Noi nu avem nimic copie și nimic adus din altă parte. Tot din perioada și din descoperirile recente care noi ce avem aici, avem doar o foarte mică parte din obiectele găsite la Lazu, dar avem și câteva monede și un obiect premonetar. Adică, înainte de apariția obiectelor, exista un vârf de săgeată sau un astfel de tip de obiect în bronz, care este un obiect premonetar. Adică avea și locomotivă. Se făceau standard, era ca o matriță, se făceau standard și în momentul în care comerțul a necesitat, deci nu mai era suficient trocul, pentru că dacă vrea omul, de exemplu, să cumpere mai multe pic de animale,
grecul cât vin putea să-i dea pe piele de animale, că nu era, și atunci a apărut moneda. Da? În momentul când a apărut moneda, nu a apărut sub forma asta rotundă cum o știm noi acum. A apărut vârf de săgeată sau așa. Deci este clar că avem o activitate comercială la Calatis și la Tomis și toată pe tot litoralul românesc destul de intensă din moment ce avem astfel de descoperiri. Aici avem câteva imagini a mormintelor tumulare. Ce înseamnă mormânt tumular? Mormântul tumular sau curgan este un obicei pe care grecii l-au împrumutat de la traci. În interiorul mormântului se făcea mormântul și deasupra se ridica o movilă. O movilă destul de înaltă. Aceste mobile erau așezate de-a lungul drumurilor de acces. Și Mangalia a avut foarte multe morminte. Am văzut și noi prin Dobrogea multe. Exact. Da. Din nefericire, marea majoritate din ele au fost jefuite. Deci bănuim că ar fi inutil să se pună niște bani la bătaie ca să se facă cercetări din moment ce știm că sunt goale. Dar unele au fost aplatizate și nu le mai găsim. Și atunci, cu siguranță, undeva mai există și acum, cel puțin sub Mangalia modernă, sigur, mai sunt morminte care au inventar bogat. Din nefericire, nu suntem doar cu ideea că există. Nu știu prin ce miracol, vom mai putea descoperi decât cel pe care o să-l vedem împreună. Haideți să vedem și sticla. Sticla de la Calatis, care arată așa, da? Sticla care este realizată în atelierele calatiene, în interiorul granițelor Imperiului Roman, cumva securitatea crește și în fiecare oraș sau castru sau loc unde trăiau acești romani, au realizat și ateliere de ceramică și sticlărie. Sticlăria se reface exact ca în ziua de astăzi, doar că uneltele erau rudimentare. Ceea ce vedeți așa cu urme negre este de la celulei de măsline, care în antichitate nu era atât de bine rafinat. Descoperiri noi în 2006, acest cap al medusei, una dintre cele trei gorgone și această baghetă de aici. O baghetă care se pare că se amesteca ceva. Cu siguranță grecii aveau și cunoștințe medicale. Nu avem cunoștință că la Mangalia ar fi existat și, mă rog, un loc special unde probabil se făceau niște amestecuri de plante, asta nu știm. Dar din moment ce lumea greacă avea deja habar de această metodă, știu, medicinală, de tratarea unor lucruri neplăcute ce se întâmpla cu organismul, cu ajutorul ceaiurilor plantelor, cu siguranță probabil avem și la Mangalia așa ceva. Nu cred că nu exista hai să nu-i zicem vraci, dar așa să-l numim, care să nu fie avut cunoștințe medicale, pentru că în orice oraș mai există și lucruri neplăcute. Și atunci, cu siguranță, avem și un astfel de personaj. Carul de luptă de la Mangalia. Carul de luptă de la Mangalia, în prima fază de descoperire, 65 de piese. Din nefericire, o parte din ele nu sunt în muzeul nostru, ci unele sunt pe la Brăila, altele pe la București, din motivul pe care vi l-am spus mai devreme, că nu am fost noi de la început stăpâni pe toate săpăturile și atunci cei care s-au perindat pe aici au avut grijă ca aceste obiecte să ia drumul muzeelor lor. Da. O parte din obiectele descoperite aici sunt descoperite undeva în zona Albeștiului. Avem reprezentarea zeiței Demetra și aici avem un altăraș cu câteva reprezentări, unele dintre ele chiar erotice, din timpul sărbătorii dionisiace. Pe planșa de jos avem cetatea de la Albești, cumva văzută de sus, cu principalele descoperiri care au avut loc de-a lungul anilor. Locația este micuță și se pare că este locul unde a existat zona agricolă a orașului Calatis cu dependințe. În pădurea Hagien, care nu este departe de Mangalia, este zona în care orașul încă din antichitate s-a alimentat cu apă.
Este, din câte știu eu, una dintre zonele care are cea mai bună apă de băut, cu toate că nu este nevoie să se intervină prea tare. În momentul de față, în pădure sunt 19 puțuri. Ceea ce știm cu siguranță este că pe sub orașul Mangalia avem și surse de apă sulfuroasă. Unele din ele, chiar apa sulfuroasă atinge 20 de grade. Și se pare că acest lucru a fost descoperit și de către antici, pentru că avem două puncte care, în care avem până în anul 2000 am avut sursă de apă sulfuroasă și o să mergem împreună. Aflăm în zona în care avem expuse câteva din bijuteriile care au fost descoperite de-a lungul timpului în mormintele elenistice și romane, realizate din scoica spondilus, scoica care a dispărut încă din antichitate datorită schimbărilor climatice, și din bucățele de sticlă, din bucățele de ceramică și din chichlimbar. Da? Deci chichlimbarul îl avem acolo pe mărgeluțe. Nu, este acel maro, cel maro, cel grena. Iar din părțile de podoabe, brățară, curele și harnașamente, ace de păr, chiar din argint. Acesta, de exemplu, se desface în două. Deci are un sistem interesant de desfacere a acelui ac și pur și simplu se poate prinde cu în două părți părul. Iar eu am să vă arăt o realizare la scara 1 pe 1 a unei coafiuri și prinse chiar cu acul, să zicem așa, în care o să vedeți foarte bine ce înseamnă coafiură și modalitatea de a prinde părul încă din antichitate. Să știți că este foarte interesant că, deși oamenii aveau preocuparea de a se întreține, de a mânca, de a-și asigura un adăpost, erau preocupați să se facă recoltele, să se facă schimburile comerciale, totuși, și acest aspect al părții acestea de a vedea un om nu era lăsată chiar la întâmplare. Dacă ați văzut la statuetele de tip Tanagra, aveau un sistem de împletitură ale părului foarte complicate. Noi, la unele manifestări, de exemplu, Noaptea Muzeelor, când facem teatru antic, foarte greu am reușit, prima dată când am făcut această activitate, ne-a fost foarte greu să descifrăm. O coafeză ne-a îndrumat cât de cât, iar acum am reușit singură, după atâția ani de zile, să realizez o coafură ca în Grecia antică, deci nu era ușor. Femeile purtau părul lung și această modalitate de împletitură a părului este uneori atât de diferită față de ceea ce vedem noi astăzi, încât ai senzația că cine știe ce coafor a folosit. Ei, ulterior ne-am dat seama că de fapt era vorba de câteva mișcări foarte simple și chiar am descifrat pe una din ele și la sfârșit una din fete a zis, uite ce din câteva mișcări și două cordoane a ieșit o coafură complicată. Deci părea că cine știe cât ai stat și ai făcut părul acela, dar ele aveam în antichitate și această modalitate de a-și îngriji părul și, în ultimul rând, al tenului. Pentru că soarele era puternic, vântul, se dădeau cu un fel de pudră pe față, care nu era chiar de foarte bună calitate, iar în jurul ochiului foloseau un fel de bopsea neagră, ceva negru, pentru că atunci când le dădea soarele în ochi, să poată să vadă bine, exact cum se folosea în Egipt. Mm-hmm. Acesta este secretul egiptenilor, că se dădeau cu negru, nu pentru că reprezenta nu știu ce frumusețe, ci pur și simplu de a juca rol de ochelar, efectiv, ca să se poată proteja ochiul pe perioada foarte însorită. Mozaicul de aici este singurul artefact descoperit în centrul orașului și a fost refăcut în muzeu bucată cu bucată. Sunt principalele elemente pe care grecii le foloseau în general în reprezentările de mozaic, valorile mării și soarele. Ei au avut prima ligă maritimă, deci au fost organizați în așa fel încât, dacă li se întâmpla ceva,
La un moment dat, această ligă se preocupa ca femeile care rămâneau singure și cu copii să beneficieze de anumite drepturi, pentru că era periculos, mulți dintre ei chiar nu se mai întorceau. Pe de-a lungul timpului și uneori, știu eu, în locuri în care nu ne așteptam, au fost descoperite aceste monede care atât au circulat la Calatis, dar și au fost bătute la Calatis. Vă spuneam că în secolul IV, înainte de Hristos, a fost descoperită drahma de argint. Drahma de argint, care una din ele este cu iedera, și am avut o surpriză. Unul din oamenii care ne-au vizitat pragul mi-a spus că are o astfel de monedă. Eu am arătat-o unui numismat de la Constanța, care este un om de o valoare extraordinară, și ne-a spus că acest tip de monedă a circulat atât în partea aceasta Mării Negre, dar ce este mai important este că a circulat pe malul Dunării până la Orșova. Deci relațiile comerciale ale Calatisului s-au dus și pe malul Dunării și a fost folosită doar moneda aceasta. Și atunci mi-am dat seama că orașul Calatis înseamnă că a jucat un rol economic, cel puțin în zona asta, destul de important din moment ce avem această monedă care circulă pe zona aceasta a Dunării. Și de atunci s-a închegat și o prietenie frumoasă între noi și uite așa și i-am făcut să fie iubitor de arheologie, pentru că domnii au cu totul alte meserii. Doamna e profesoară de matematică și domnul este medic dentist. Deci și explicându-le toate poveștile astea, plus că am fost la Orșova și am văzut câteva ruine și explicându-le puțin, au devenit foarte încântați. Cât privește partea monetară, în anul 2005 a fost descoperit acest ulcior cu principalii denari romani, principalii denari imperial romani, care fac parte deja din tezaur. Avem și piese de tezaur, pentru că, după cum vedeți, sunt foarte bine restaurați și se vede destul de bine chipul împăraților de pe monede. Valoarea unei monede reprezintă greutatea ei, nu neapărat metalul din care este făcut, ci greutatea ei. Deci aceasta este o descoperire relativ recentă, anul 2005. Restul obiectelor de pe perete sunt principalele reliefuri sau principalii zei protectori care se ocupau de protecția orașului. În cazul nostru l-avem pe zeul Hercule, cu care avem un bust acolo. Zeul Hercule cu care avem și bătută și prima monedă. O altă zeitate este cea a Demetra. Demetra era zeița agriculturii, pentru că fiind un oraș agrar, era clar că era nevoie de o protecție. Iar aici avem descoperiri recente. Friza aceasta cu reprezentări de divinități este descoperire 2006, iar capitelul care îl vedeți acolo în 2017, acesta este descoperit în 2017, cu ocazia unor lucrări efectuate de modernizare făcute pe faleză. Avem și o friză cu reprezentarea zeiței Artemis. După cum vedeți, acuratețea și, nu în ultimul rând, detaliile pe care meșterii greci le arată pe frize ne dovedește maestria de care o dețineau și, nu în ultimul rând, acest talent de a reda viața, expresivitatea. Deci toate lucrurile acestea se văd pe marea majoritate a obiectelor pictate sau pe aceste reliefuri. Din fericire, tot cu ocazia cercetărilor făcute la Calatis, avem și obiecte descoperite relativ mai recent. Acestea sunt cu capete de șarpe, după cum vedeți, foarte bine realizate și conservate. Iar aici avem un număr de inele destul de interesant făcute. Unele dintre ele probabil jucau rol de sigiliu. Iar aici avem fibule. Fibula este un obiect cu care se prinde clamida soldaților romani pe umăr,
pelerina aceea și care reprezintă gradul pe care îl avea sau statutul social pe care îl avea romanul. Dacă acesta era mai mare și era decorat mai intens și era dintr-un metal mai prețios, atunci și gradul și rangul celui care îl purta era mai mare. Tot muzeul nostru are o colecție destul de impresionantă de inscripții. Inscripții care ne arată că orașul avea sărbători în cinstea foarte multor zei, a lui Dionisos, a lui Artemis, a lui Apollo, că lumea greacă religioasă este prezentă și la Calatis. Și faptul că avem foarte multe inscripții în limba greacă, chiar și după cucerirea romană, asta înseamnă că limba greacă se vorbește la Calatis chiar și după aceea. În comparație cu Tomis, unde acolo încep cam după secolul II să apară inscripțiile în limba latină, la Mangalia nu se întâmplă același lucru, inscripțiile le avem în continuare scrise în limba greacă, avem doar puține. Cât privește artefactele și stelele funerare, de aici ne dăm seama că existau familii care își puteau permite meșteri care să facă astfel de tipuri de stele funerare, în care să scrie un text. Textul de acolo este vorba de doi frați care se pare că au murit la intervale scurte de timp, iar familia a făcut pentru ambii o stelă funerară. Textul este destul de mișcător. Iar aici avem una din secolul 2 sau 3 după Hristos, în care Afia Iulia, deci așa ne spune aici, Afia Iulia încă din timpul vieții a ridicat această stelă funerară pentru soțul ei. Deci, și ce este surprinzător, că pe foarte multe din stelele funerare apare îndemnul haire. Salutare, trecătorule, mergi mai departe. Adică evenimentul este un îndemn să trăiești, este un îndemn pe care îl găsim pe foarte multe inscripții haire. Deci dacă îl avem pe acest haire, știm că este un îndemn, salutare, trecătorule, deci ai văzut și poți să treci mai departe. Un alt lucru interesant și neobișnuit pe care îl avem la Calatis este mormântul de la Movila Documaci. La vreo 5 km de muzeu se află acest mormânt care a fost descoperit în anul 1993. Ce este surprinzător, că cercetările care au fost reluate acum 5 ani de zile au dus la concluzia că era înconjurat de un cerc de pietre. Mai prea multe explicații doar din punct de vedere al construcției se pot da în ceea ce privește acest mormânt. Cert este că el este construit în două etape, camera funerară și cele două etape de construcție, iar aici este un soclu pe care se pare că era o statuie. Noi credem că ar fi vorba de un leu, din câte spun unii colegi, și se pare că era cel mai înalt loc de la Calatis. Relieful și toată zona s-a schimbat atât de mult încât acum efectiv nu se mai vede. Din nefericire, jefuitorii de morminte și la vremea respectivă și-au spus cuvântul și noi nu am mai găsit decât un inel de aur în care este desenată o broască țestoasă și câteva vârfuri de săgeată. Tot ce putem spune este că, și putem vorbi mai mult, este doar de această formă de construcție și nu și de, știu eu, identitatea celor care au fost acolo, dar știm că a fost construit pe o perioadă mai lungă, probabil a fost al unei familii care folosește acest mormânt, probabil pentru 2-3 generații. Și aici avem imagini de la săpături, acestea sunt făcute din anii 90, acesta este soclul și prima, asta este a doua parte de construcție și prima parte de construcție, este vorba tot de un mormânt tumular, pentru că tot mormântul a fost acoperit cu o mobilă, deci exact tipul acela de curgan pe care îl foloseau tracii. Și aici avem imagini inclusiv din camera funerară, în momentul de față este acoperit pentru a se conserva vopseaua de pe perete, pentru că este vopsită în culorile roșu și albastru, și ca să nu se distrugă de tot, pentru că începuse să se infiltreze apă pe lângă pereții aceea de piatră și acum, în momentul acesta, este conservat și acoperit
Din nefericire, într-un timp reușeam să mai ajung cu turiști, dar acum ar însemna să-l distrugem și preferăm să-l lăsăm conservat. Ne aflăm în cea mai interesantă și mai frumoasă parte a muzeului. Aici putem spune povești despre multe obiecte pe care le vedem aici, povești reale, evident. Dar la cea mai importantă o avem, este vorba de mormântul cu papirus de la Calatis. Este descoperit în anul 1959. Mormântul a fost atât de înalt cât îl vedeți. Și i s-a redat înălțimea inițială, iar pentru că pe locul unde suntem noi era pământ. Suntem la partea aceasta de mormânt, locul este original, deci chiar aici a fost descoperit. Exista această modalitate de mormântare cu fasonarea blochetelor doar pe interior, nu și pe exterior. Deci se fasona doar partea de interior, se depunea scheletul, apoi inventarul funerar, care în cazul acestui individ era clar că a fost vorba și de câteva vase de lux, de ceramică, coronița de laur și nu în ultimul rând avea în mână un papirus scris în limba greacă. Papirusul la vremea respectivă a fost dus la Moscova, unde i s-a oprit procesul de degradare definitivă. Iar în anul 2011 s-au făcut demersuri și papirusul a revenit în muzeu. Din motive de securitate și pentru că este foarte fragil, nu-l putem expune în original, de aceea s-au făcut fotografii la scară foarte mare, el neavând decât 5 cm lățime și 30 de cm lungime. Iar și este scris cu cerneală brună. Cât privește identitatea defunctului și la ceea ce s-a găsit scris pe acest papirus, pentru că, din nefericire, nu l-au văzut decât doi specialiști care au stat un timp foarte scurt asupra lui ca să își dea o idee sau să exprime o idee mai dezvoltată. Cert este că avem de-a face ori cu un rege local, care făcuse bine pentru cetate de două ori și primise onoarea să plece cu un mesaj către zei, dar pentru că în jurul trupului au fost găsite coși de ou și boabe de grâu, nu este exclus să avem de-a face cu un oficiant al cultului lui Dionisos. În secolul IV, cetatea Calatis este lider în ceea ce privește Liga lui Dionisos în zonă și nu este exclus să avem de-a face cu un astfel de important personaj, pentru că noi suntem cumva acum în mijlocul necropolei de secolul IV înainte de Hristos. Însă cercetătorii care au văzut papirusul au ajuns la concluzia că personajul nostru este de origine persană. Pandemia, din păcate, ne-a întrerupt toată această colaborare. Nu știu dacă vor mai veni și alți specialiști să spună și mai multe despre el. Cert este că avem totuși această informație și ne bucurăm că papirusul este acasă la el, unde povestea despre el, despre acelor care au trăit și au fost oameni importanți, pentru că nu trimiteau grecii pe oricine cu un mesaj important către zei în niciun caz. Deci avem de-a face și cu personaje care se pare că au jucat roluri politice destul de importante în zonă din moment ce au această onoare, plus coroana de laur a Antichității, care se dădea în condiții speciale. Restul obiectelor de pe lângă ring sunt descoperite cu ocazia construirii orașului modern. De aici ne dăm seama de contactele economice pe care le are Calatisul cu toată lumea greacă. După cum vedeți, sunt diferite tipuri de amfore, diferite culori, mărimi și, nu în ultimul rând, cu amfore ștampilate. De-a lungul timpului s-au găsit foarte multe amfore ștampilate. Eu am să vă arăt aici una. Aceasta este de Heraclea Pontica, cea care a întemeiat cetatea Calatis. Este de origine megariană. În aceasta probabil se punea ulei de măsline. Fundul ascuțit este realizat așa, pentru că pe fundul calei grecii puneau nisip și înfingeau aceste amfore în nisip, asigurându-le stabilitatea. Ansele de care se agățeau sunt atât de puternice și de groase, pentru că se punea și un sistem de frânghii
în forma tablei de șah se asigure siguranța pe perioada transportului, dar puteau fi și transportate mai ușor, iar cât privește manevra, am să vă arăt la una din ele cum se făcea. Deci era fapt, practic, da? Deci uitați-vă cât de ușor putea fi manevrată dacă avea această formă. Noi avem de-a lungul timpului cred că câteva mii de amfore ștampilate în care sunt amintite nume de localități care încă nu s-au descoperit. Da. Fără să mai zic că unele dintre ele sunt atât de frumoase, eu îmi doresc în scurt timp să realizăm o expoziție cu amfore ștampilate. Pe mine mă uimește imaginația grecilor de la vremea respectivă din centrele de producție pentru a se diferi și a nu încurca mărfurile între ei, fiecare centru avea o ștampilă diferită. Dacă la Heraclea Pontica este simplă cumva, ați văzut-o, este simplă și o să vă mai arăt acolo una și mai pronunțată, pe unele amfore este chiar un desen și chiar text scris în limba greacă. Sunt extraordinar de frumoase. Sper să am plăcerea să vă invit și cu ocazia unei astfel de activități, pentru că sunt convinsă că va fi de excepție. Nu atât desenul și scrisul, cât de aici se vede contactul comercial al cetății cu lumea greacă. Acum o să mergem la un relief care la Mangalia apare doar aici. Este reprezentarea acestor mâini. Acest relief se pot spune multe și interpreta foarte multe, dar faptul că l-avem la Mangalia, asta înseamnă că cu siguranță avem de-a face cu un obicei ori religios, ori chiar reprezintă ceva. E frumoasă lumea greacă pentru că noi uneori descoperim câte un lucru care cumva ar fi din mijloc și este foarte interesant când începem să facem conexiunile, facem conexiuni, ne dăm seama că avem de-a face cu lucruri extraordinar de interesante, cu obiceiuri sau poate cu tradiții care sunt pentru noi ciudate, dar care le păstrau grecii la Calatis. Spuneam că am să vă arăt mai bine o amforă ștampilată. Aceasta este o ștampilă, nu este cu desen, din păcate, nu am niciuna expusă desen, dar este de Heraclea Pontica, asta este sigur orașul care a fondat cetatea Calatis. Dar avem și amfore romane, acestea sunt de epocă romană. Romanii trec la tipuri de amforă un pic mai ciudate, printre care și aceea de acolo, tip torpilă se numește, o amforă tip torpilă. De ce? Pentru că încăpea o cantitate de vin pe o suprafață mai îngustă și în felul acesta încăpeau mai multe, înțelegeți? Și vedeți ce ingenioasă modalitate, deci au făcut partea de mijloc mai plină, iar cea de manevră mai scurtă, pentru că putea fi manevrată de două persoane mult mai ușor. La Calatis, pe lângă obiectele de arhitectură, avem și obiecte care erau folosite la râșnit. Haideți să vedeți colecția noastră de râșnițe. Râșnițe care se află în partea aceasta de sus a muzeului. Râșnița care este folosită la realizarea făinii, se realiza un fel de terci. Vă dați seama că atunci când se măcina grâu, nu rezulta o făină chiar atât de fină, dar chiar și așa, se pare că grecii luau două mese pe zi doar, abia în perioada romană se instituie obiceiul de a mânca trei mese pe zi plus fructe. Meniul grecilor cuprindea o paletă destul de mică, pe lângă acest terci pe care îl făceau, era ca practica o colivă, da? Totuși se știa, se folosea sarea, iar pe farfuriile de pește pe care le-ați văzut în vitrină, pur și simplu peștele se punea pe margine, iar sucul care cădea în adâncitură era consumat cu acest derci. Deci destul de ingenioasă, să zic așa, metoda de realizare a ceramicii și mai ales pentru felul de a fi folosită. Din nefericire, cât privește obiectele din aur pe care au fost descoperite la Calatis, noi nu avem foarte multe.
Dar cele pe care le avem știm sigur că au fost realizate în matriță. Poate că și faptul că arealul de descoperire la Calatis este foarte mic. Avem o perioadă, de exemplu, în anii 80, când undeva din dreptul stației Peco și până spre Saturn, toată zona aia și cel puțin a spitalului e plină de morminte elenistice, dar numai Dumnezeu știe cum s-a construit deasupra și cât am pierdut, pentru că acum vreo 15 ani sau și mai puțin, la 100 de metri de muzeu s-a pus o canalizare și chiar am fost cu un coleg și acolo chiar am descoperit morminte. Deci mai sunt încă. Da. Dar nivelul de călcare antic este față de cel de acum cam în jur la 2 metri, 2 metri și jumătate. Iar dacă ne ducem și mai jos, găsim nici mai mult, nici mai puțin neolitic. Deci, da, faptul că este o locație lângă apă, lângă o sursă de apă și încă una importantă, pentru că de acolo se procură peștele și avem și sursă de apă dulce, a fost populată încă de acum 7.000 de ani, da, și o să vă arăt dovada care ne spune că în anul 2006, care ne spune că, de fapt, Mangalia este unul dintre cele mai vechi orașe din România. Deci asta din 2006, exact ce vă spuneam, pe măsură ce reușim să mai descoperim câte puțin, inclusiv găsim informații noi, colegii mei au descoperit acum câteva luni doar o porțiune cu conductă de apă, da, pe o porțiune de vreo 500 de metri, ceva destul de lung, pe care nu au scos-o de acolo, pentru că pânza freatică de la Mangalia este foarte ridicată și probabil dacă ar fi luat acele tuburi de hipocaust care sunt ca acestea de aici, probabil că ar fi fost un dezastru. Cine știe ce ar fi țâșnit, da, de pe unde ar fi țâșnit. Problema e că sursa de apă și în felul cât privește sursa de apă, unul din colegii noștri a realizat cu ocazia Nopții Muzeelor un documentar în care se arată cumva acest circuit și a puțurilor zăpate de sursă de apă dulce la Calatis și este interesantă pentru că ea cuprinde și partea de după secolul XIII, adică după 1400-1500 și ceva, în momentul în care cumva partea asta a otomanilor, ei cumva au făcut aceste surse de apă, inclusiv cele din perete, efectiv se zidea în perete și sursa de apă venea cumva din perete și au realizat cișmeaua, că și cișmeaua tot, da, este nume turcesc. Să mergem să vedem și zona de creștinism. În secolul IV după Hristos, la Calatis, și o să mergem și o să vedem împreună lucrul acela deosebit de interesant, dar acum vom vorbi doar de piesele care le avem în muzeu, ne apare semnul crucii. Iată că la Calatis se pare că avem o zonă propice acestei religii, care din secolul IV la Calatis se realizează și o episcopie și o să vedeți și istoria ei când o să mergem acolo, o să vedeți cât de interesantă, dar avem și câteva artefacte care au semnul crucii. Faptul că avem o episcopie, faptul că avem un episcop la Calatis, deci iată că și din acest punct de vedere la Calatis, cel puțin în secolul VI, iarăși avem un vârf de dezvoltare. Aici avem câteva elemente de reprezentare a crucii, ceva mai răruț întâlnite. Vedeți această formă cu cele patru cruci, iar aici avem un fel de fronton în care avem semnul crucii pe față, semnul crucii pe spate. Probabil că era folosit la un edificiu care se vedea și din față sau probabil în interior. Deci în față vedeai semnul crucii și cei care erau în interior de asemenea vedeau acest semn al crucii. Din perioada otomană, sau mai bine zis de după secolul XII-XIII, avem câteva obiecte de ceramică, care arată continuitatea locuirii pe teritoriul Mangaliei. Deci aici avem câteva vase din perioada medievală care le avem prezente la Calatis. Deci, câteva elemente de decor, de prindere. Eu am să vă arăt aici un sistem de prindere, pentru că grecii nu foloseau sistemul de prindere cu ciment și foloseau aceste orificii, da?
care deprindere între ce? Deprindere cu alt element, pentru că asta nu o punea așa și o lăsa într-un loc. Mm-hmm. Poate că mai era deasupra o coloană sau un portic, okay. Și ca să poată fi prinsă, se folosea un sistem de prindere cu scoabe. Adică între elementul de bază și următorul element care venea în completare, mm-hmm. se făceau aceste gropi, se turna fier și elementul devenea fix și inevitabil și rezistent, pentru că orice clădire trebuia să aibă și o rezistență, nu o puteau ridica, mai ales că ați văzut, unele coloane au înălțimi considerabile, da. Iar capitelul care vine și foarte ornat, e de asemenea, trebuie să aibă o siguranță. Și de cele mai multe ori, chiar cercetătorii de la Adam Plessy se întreabă cu ce sistem au ridicat ultimile pietre de pe zidul de apărare la Adam Plessy, că totuși vorbim de secolul I după Hristos, dar nu secolul I sfârșit, adică ceva la... Pentru mine este și acum un... mă tot întreb cum reușeau să măsoare, hai că l-au făcut, dar să-l măsoare, da? Elementul de arhitectură, de exemplu friza, în așa fel încât nu numai să aibă o armonie, să și reziste și să și ridice la înălțimile considerabile, pentru că să nu uităm, dacă în perioada aici la noi în Dobrogea, din păcate, edificii nu s-au descoperit, dacă ne vedem pe cele de la Atena sau pe cele de la Efes, vedem că sunt destul de ne dăm seama că sunt destul de înalte și atunci ne dăm seama că avem de-a face cu arhitecți foarte pricepuți și în același timp și de oameni care înțelegeau ce fel de material trebuie folosit pentru a rezista în timp. Și uite că au mii de ani. Acum vom merge să vedem a doua parte a muzeului cu elementele de ceramică descoperite în zona Albeștiului, adică zona agrară a orașului Calatis. Unul dintre cele mai vechi obiecte pe care le are muzeul este acel țintar. Deci unde este, numai puțin să iau eu asta de aici și să se vadă. Ia, stați. Pentru că e ușor, da? Asta ne-a adus-o marea la mal cu ocazia unei furtuni. Mă refer ce am eu în mână. A. Acesta este un țintar, da? Un obiect foarte vechi pe care îl are muzeul de la Calatis, da? Și restaurat, descoperit în primii ani, când s-au făcut săpăturile la Calatis. Și la ce era folosit? Eu zicem că era un joc. A, țintar jocul. Jocul. Ah. Dar eu cred că are totuși un... și nu mai eu. Cred că este vorba de ceva religios. Mă cam îndoiesc că cei din Neolitic le cam ardea de joacă. Adică alte dovezi n-ar fi și atunci n-ar nu fi și atunci nu se leagă. Da. Aceasta este una dintre ele, faptul că avea probabil o însemnătate sau o importanță religioasă. De asemenea, amfora de aici este descoperire recentă, relativ recentă. Este o amforă elenistică. Dar ea a fost... restaurată. Da. A fost ce, restaurată. Ce vedem așa, da, înseamnă că a fost restaurată. Da, ce vedeți cu în completare mm-hmm. Este restaurată. Okay. Elemente de cor și, așa cum vă spuneam, foarte multe inscripții care au fost ridicate pe cheltuiala unor cetățeni de bază ai orașului, care în cinstea unor zei, sau, știu eu, trebuia considerată și faptă deosebită, se ridicau aceste stele funerare cu inscripții, din care noi avem unele informații referitor la viața de la Calatis. Avem și un număr important de opaițe, fiind un obiect care aproape nu lipsește din mormintele nici de epocă elenistică, nici de cele romană. Acestea erau realizate în matriță, da? Iar avem câteva exemplare și realizate la mână. Ultimul, cel din spate de acolo, este realizat la mână. Este foarte interesant, se face în partea de jos un cerc, după care cu un sistem de colocei, până la partea de deasupra, la sfârșit se face un capac, se modelează, se finisează cu mâna și apoi se arde. De ce apar
contemporane cu obiectele de lux, pentru că nu toată lumea își permite să aibă un astfel de obiect cu atât mai mult un opaiț de care avea nevoie să ilumineze seara în locul în care stătea. Și atunci făceau astfel de obiecte cu mâna, de mână. Care nu erau nici calitative, dar erau utile. Treabă, și atunci avem și câteva obiecte realizate cu mâna, dar avem și câteva în matriță care au un obiect, un decor deosebit. Una din îndeletnicirile celor de la Calatis este pescuitul. Și aici avem greutăți pentru plasa de pescuit. Să știți că undița mult mai târziu a fost descoperită. Sistemul acesta de pescuit cu greutăți apare încă din cele mai vechi timpuri. După cum vedeți, de aici încolo apar foarte multe ulcioare. Ulcioarele erau folosite la libații înaintea mortului. Noi cunoaștem că erau folosite chiar și bocitoarele. Bocitoarele erau plătite de familie care nici măcar nu cunoșteau mortul, dar aflau de la el cine a fost și probabil până la locul de mormântare ele îi povesteau, mă rog, ce se putea numi viața lui. Acolo avea loc și o așa numită pomană, iar resturile care rămâneau de la consumul acela de alimente se puneau în astfel de castroane și se puneau alături de defunct. Unii colegi spun că tipul acesta micuț de bol era folosit pentru sare sau și sosuri, dar din moment ce noi l-am găsit ca inventar funerar, cu siguranță este vorba de așa numită pomană. Descoperire 2017, capitelul, deci este fratele celui de acolo și al celui de acolo, deci descoperit 2017. Acesta din de aici este un capitel ionic, da? Un capitel ionic cu aceste volute, așa se numesc, volute. Vedeți cât de frumos sunt realizate? Da. Capitelul ionienii sunt renumiți în realizarea unui astfel de tip. Uitați ce armonie, ce frumusețe și reprezentarea de ove, adică de ou. În cadrul descoperirilor arheologice se numără și o serie întreagă de fragmente de tip Tanagra. Faptul că orașul nostru are un contact comercial mai mult timp, inevitabil și descoperirile sunt mai multe. Avem inclusiv o matriță. Aceasta neagră, pe centru, este o matriță pentru realizarea unei statuete. Iar capul întotdeauna este separat lucrat de trup pentru a-i se reda toate detaliile coafiorii. Acesta este motivul pentru care statuetele de Tanagra au acel model foarte ingenios și complicat al părului în care se văd aceste detalii ale coafiorii. În cadrul muzeului nostru, descoperirile arheologice au dus, da, descoperirea de aplici care se puneau pur și simplu pe perete sau pur și simplu erau ținute în casă. La Calatis se vorbește limba greacă și după cucerirea romană. Aici avem un fel de epistolă, scrisoare, în care este redat dialogul dintre un băiat care a murit la aproape 14 ani și părinți. Dialogul este destul de mișcător. Modelul unei astfel de epistole o găsim la Constanța. Probabil de acolo s-au inspirat, dar avem numele acelor care au trăit la Calatis. Deci, femeia se numește Miusiche și băiatul se numește Eufronius, iar tatăl se numește Heimerios și Miusiche. Faptul că avem astfel de stele funerare ne arată că deja se vede schimbarea aceea pe care o vedem în viața romană. Sentimente, faptul că familia are alt statut, chiar dacă și în această perioadă căsătoriile se făceau când se înțelegeau tații între ei, chiar dacă, zicem, unele, știu eu, căsătorii nu erau chiar de bun augur pentru că fetele erau foarte tinere, între 12 și 18 ani, iar bărbații erau peste 30 de ani trecuți pentru că ei făceau și serviciul militar.
Probabil de aceea existau și acele, știu eu, trădări și tot ce se știe despre partea aceea antică de orgii, existând această, știu eu, modalitate de procreere, doar că așa spunea tatăl, se înțelegeau tații și astfel avea loc căsătoria. Perioada creștină este marcată de prezența unor astfel de tipuri de obiecte. Acestea sunt obiecte din perioada romano-bizantină și, nu în ultimul rând, de obiecte care, în care ne apar cu semnul crucii. Deci deja, chiar dacă inventarul este funerar, este mai puțin, semnul crucii ne apare pe tipurile acestea de obiecte. În vara anului 2006, pe un areal destul de mare, cu ocazia săpăturilor de realizarea unui nou cartier de locuințe, au ieșit la iveală un număr însemnat de obiecte de ceramică, obiecte din silex, idolul feminin și bucățele de ceramică. Noi aici avem niciun sfert din câte am găsit, de o frumusețe extraordinară de epocă neolitică, care ne arată că arealul de locuire pe care l-am găsit noi este foarte mare și că orașul Kalathis se pare că a fost locuit mult înainte de venirea grecilor, ca de altfel avem o informație antică în care unul din autorii antici ne spune că purta numele Cerbatis sau Acervetis, dar se pare că acesta e de fapt numele unui eponim, a unui râu, a unui lac. Nu știm sigur, v-am zis că atât relieful cât și zona s-au schimbat. Iar una din piesele noastre cele de mai deosebite este acel capitel cu influență orientală care pătrunde în Bizanț. Capitelul este datat de după secolul 5-6 după Hristos. Probabil a fost adus la Kalathis cu ocazia construirii unui edificiu. Din nefericire, noi nu știm exact unde ar fi putut. N-am găsit decât această parte cu capete de berbec și cu vulturi. Și dacă numai bucata asta arată așa, închipuiți-vă cum arăta toată construcția. Un coleg de-al nostru a făcut o reconstituire și pur și simplu am rămas fără grai când am văzut finalul reconstituirii. Detaliile, după cum vedeți, pot să spun perfecțiunea cu care a fost realizat acest capitel. Iar cât privește săpăturile acestea din anul 2006, a dus la concluzia clară că cetatea Kalathis este unul dintre cele mai vechi orașe din România, are o vechime de 7.000 de ani. Mai avem un vas de provizii de asemenea, foarte vechi, tot așa, 7.000 de ani, tot de epocă neolitică, de cultura Hamancia, vas pentru cereale, ca drept dovadă că aceste locuri au asigurat, din punct de vedere agrar, locuri în care oamenii și-au asigurat hrana, adică cultivarea grâului și a orzului. Probabil că, cel puțin din cercetările pe care le-au făcut în 2006 doi colegi de-ai mei, s-a ajuns la concluzia că arealul de locuire era destul de mare, că erau în jur de 2 sau de 3.000 de oameni, ceea ce că pentru epoca neolitică vorbim de o populație mare, destul de numeroasă. Vă spuneam că în cadrul activităților de vară, vestimentația în Grecia antică, una din doamnele care s-a căsătorit în acea vară a venit la muzeu și am reușit să-i realizez la scara 1:1 o vestimentație cu tot ceea ce înseamnă falduri și tot ceea ce înseamnă curele, cordoane, în așa fel încât să redea cât mai identic o vestimentație ca în secolul 4 înainte de Hristos, adică cea fără cusături. Pentru că dacă tot am făcut rochia, am ținut cont și de păr. Părul exact, după una din modelele statuetele de tip Tanagra, am realizat astfel de coafiură și chiar doamna a fost foarte mulțumită de aspect. Aici se pot vedea detaliile la partea din față și vă garantez că nu are nicio cusătură. Eu cumva am, ca să știam că se duce la o nuntă, la nunta ei și vă dați seama, mai dansează și eu știu, pentru siguranță, am mai prins-o așa de sutien un pic, zic, mai măcar să nu cadă, dar mi-a zis că, zice, nu,
a fost supusă unor torsionări zdravene și a rezistat. Și atunci mi-am dat seama că chiar și grecii asta erau, doar nu se schimbau în fiecare zi sau, știu eu, aveau două, trei rochi care nu. Era clar că acest sistem de înfășurare a acestui material în jurul trupului era zdrav învăcut. Cu 7 metri de material, între 7 și 12 metri de material. Da. În primele faze culorile erau în cele naturale, negru, crem, hai să zicem un alb, din bumbac și din cânepă și din in. Iar pe iarnă se foloseau inclusiv piele de animale, iar în picioare aveau un fel de încălțări, iar în săpăturile de la Lazo am găsit inclusiv crampoanele cu care umblau pe gheață atunci când terenul era înghețat bocnă și trebuiau să se miște pentru că nu avea, trebuiau să meargă în continuare la muncile agricole sau existau și alte treburi care trebuiau făcute. Așa că, în ceea ce ne privește activitatea aceasta, chiar a prins foarte bine. Din fericire și foarte mulți actori, dintre care regretatul Ion Dichiseanu, domnul Ștefan Belniciuc, ne-au călcat pragul și câțiva, domnul Midică Popescu, căreia eu port un respect deosebit, ne-am trecut pragul, s-au bucurat de minunile pe care le-am văzut împreună și, nu în ultimul rând, au rămas foarte impresionați de această activitate de vestimentație, care, zic eu, reprezintă un lucru important, deoarece oamenii sunt mai mult interesați de ceea ce făceau oamenii, cum trăiau, decât, nu știu ce, războaie sau diferite evenimente politice care nu le țin minte, pe când așa, cum se îmbrăcau, ce mâncau, exact, dacă aveau sărbători religioase, cum mai degrabă, exact, le țin minte, pe când știu eu că a venit, nu știu ce, 69, când a fost organizat, deci nu, aici nu. Asta omul nu ține minte. Dar povestea o ține minte, de aceea și noi când facem aceste ghidaje ne axăm mai mult pe partea aceasta de povestire, ea este reală, bazată pe descoperirile arheologice, dar o prezentăm sub această formă pentru că e și mai plăcută și omul o înțelege mult mai bine pentru că avem meserii diferite. Iar acum, pentru că tot vorbim de minunile de la Calatis, pentru că toți suntem înăuntru, de curând avem în sensul de girație un simbol al orașului pe care puțină lume știe că este de fapt un mesaj. De fapt este tratatul de pace dintre Roma și Calatis. Foarte puțină lume știe. E o construcție în sensul chiar în sensul giratorul, dar este o piatră. Originalul se află din nefericire la Muzeul de Istorie din București, care e chiar la intrare. Și acolo este tratatul de pace dintre Roma și Calatis. Vestitul general Marc Lucullus Varro încearcă la secolul I înainte de Hristos să pătrundă în acest oraș și crezând că îi va fi foarte ușor, orașul este ținut sub asediu trei luni de zile, ceea ce pentru Roma însemna și o pierdere de oameni și nu era varianta cea mai bună.